prieteni, o nouă ediție a comunicațiilor la zi pe canal 33 România. Așa cum scriam în teaserul meu pe Facebook, astăzi vom discuta despre securitate pentru IMM-uri și pentru e-commerce. Sunt două subiecte care vă interesează, cu precădere pentru că mai avem un pic până la deadline-ul promis de guvern pentru încheierea aplicării la cunoscutul program de finanțare Startup Nation. Nu vom vorbi despre Startup Nation, vom vorbi despre securitate informatică. Dar bâlbâierile din zona Startup Nation ar putea să ne dea de gândit și în materie de crearea zidului informatic de securitate în jurul unui IMM, a infrastructurii lui IT și mai ales a unui magazin online. Să nu anticipez, să-i salut pe invitații mei de astă seară, comoderatorul Costel Mazilu, bine venit! Bine seara și bine m-am găsit! Și am nevoie de el pentru că a fost o zi grea cu acest Startup Nation. Pentru mine sunt treaz de la 4 și încerc să găsesc suficiente informații ca următoarele ediții ale emisiunii să trateze problemele care derivă din aplicarea dumneavoastră a IT-știlor și a celor din industrie creative la Startup Nation. Să spunem bună seara și lui Mihai Răuță. Bună seara! Bine ați venit! Bine v-am găsit! Reprezintă partea de securitate din SafeTech Innovations cu 13 ani de experiență de muncă în firewall-urile de care vorbeam, soluții de rețea pentru companii de securitate cibernetică. Bine ai venit, Alin Valentin Dragan. Bună seara, vă mulțumim pentru invitație. Un alt tip de expert care a participat în implementarea numeroase proiecte de securitate pe nivel național și internațional, acum este Sales and Outreach Representative. Și pe mine întotdeauna mă distrează faptul că outreach este atât de greu de tradus încât mai bine să fie lăsat în formula englezească originară. A lucrat și ca jurnalist la 9 o'clock și ca expert electoral cu diverse responsabilități în Kandahar, Kosovo, pe lângă instituții internaționale, organizații internaționale precum ONU, OSCE, Comisia Europeană, Organizația Internațională pentru Migrație, etc., etc., în zone de conflict și post-conflict, Kosovo, Afganistan, Siria, Pakistan, Nigeria, etc., din nou. Cu asemenea prezență în platou, eu sunt bucuros că discuția va putea să continue și fără mine, având un comoderator. Vom discuta astăzi despre securitate pentru IMM-uri. Care ar fi prima întrebare pe care o pun eu, Costel? Păi, IMM-urile respective, în funcție de infrastructura pe care o au, care ar fi primul pachet pe care ar trebui să-l adopte atunci când își creează o nouă infrastructură IT? În general, pentru a putea să ne facem o idee despre ce anume trebuie implementat, în primul rând trebuie să avem o discuție cu echipa IMM-ului respectiv și să vedem să facem un assessment al măsurilor de securitate existente. Vorbim despre un IMM, eventual despre un startup, unul proaspăt înființat. Un tânăr, o tânără, o echipă de tineri care vor să-și creeze o firmă, se gândesc să își organizeze procesul de producție folosind ceva tehnologii informatice pe care le achiziționează mâine. N-au mai fost, n-au mai făcut, sunt viitori antreprenori, viitori întreprinzători. Cu ce trebuie să înceapă? Care este sfatul specialistului în materie de a începe? Mai în glumă sau mai în serios? Cred că ar trebui să externalizeze. Fiind vorba de o echipă foarte mică, nu cred că ar avea nevoie de o infrastructură IT dedicată. În cazul în care decid să își pornească business-ul pe baza unei infrastructuri hardware, IT și software aferent, atunci, bineînțeles că vor trebui implementate măsurile despre care colegul meu, Alin, povestea mai devreme. În special, în partea de management al securității, totul ar trebui să plece de la business plan. Business plan care neapărat ar trebui să conțină și partea de politici de securitate, politici care să-i securizeze business-ul în cazul în care ceva nu merge cum trebuie. Pentru că în zona aceasta a securității datelor, a securității legate de brandul în sine pe care ei vor să-l dezvolte, orice lovitură, cel puțin în partea de început al business-ului, poate fi fatală. Și atunci, cred că
cel mai corect, în cazul în care nu sunt externalizate aceste servicii, ar fi să fie luate în calcul toate măsurile de securitate, toate implicațiile pe care un atac cibernetic îl poate avea asupra business-ului, în cazul în care sunt targetați sau chiar dacă nu sunt targetați, pică în plasa celor care trimit nediseminat atacuri cibernetice în internet, în speranța că poate lovesc ceva. Asta înseamnă niște politici de securitate pe care trebuie să le adopte dinainte, niște sisteme de disaster recovery. Probabil este un termen pe care cei mai mulți dintre ei nici măcar nu l-au mai auzit până la momentul respectiv. Probabil cei care sunt mai precauți vor lua în calcul un antivirus, un firewall și alte metode elementare de protecție, dar nu se gândesc la modul în care se protejează infrastructura prin knowledge-ul pe care l-au oamenii și modul în care se protejează înainte ca atacurile să se întâmple sau înainte ca problema să devină una de natură tehnică. Și aici cu ei, da, cum pot să se pună la punct cu informația necesară pentru a putea canaliza toate resursele astfel încât să își creeze o procedură minimă, dar pe care să o dezvolte pe măsură ce îi se mărește infrastructura. Da, eu cred că într-o primă fază în care infrastructura este relativ mică, ar fi de preferat să existe o infrastructură dedicată de securitate, dar sunt niște măsuri care pot fi luate, mă refer aici la aducerea la zi a sistemelor de operare, prin peciuirea acestora, prin update-urile periodice pe care aplicațiile pe care le folosesc ar trebui să fie instalate. Sunt convins că mulți dintre tinerii care pornesc un business în acest moment nu au informațiile necesare pentru a implementa cum trebuie aceste măsuri minimale de securitate. Și atunci sfatul meu este să apeleze la companii specializate în acest domeniu pentru consultanță sau pentru externalizarea serviciilor aferente de securitate. Da, să zicem că vorbim despre o companie care are un oarește trecut, un an minim de activitate pe piață, știe ce înseamnă Internet of Things, știe ce înseamnă abordarea unor tehnologii noi care o afectează, chiar dacă să spunem că ele nu sunt intrate dincolo de poarta companiei, dar încep să fie aplicate pe stradă. Știe că un Wi-Fi deschis, fără măsuri de securitate, poate să devină o poartă pentru intruziuni, nu? Absolut. În general, în primul rând, orice companie trebuie să, sau stafful unei companii trebuie să fie pus la punct cu cerințele legale. Cred că este foarte important să menționăm că din 2016 a intrat în vigoare un nou regulament de procesare a datelor cu caracter personal și aici trebuie văzut în funcție de specificul companiei respective. Dacă sunt procesatori de date cu caracter personal, cum ar fi, de exemplu, site-urile care vând online, și în acest context trebuie să vadă dacă sunt conform cu cerințele noului regulament. Regulamentul, practic, este în vigoare, dar va intra în aplicare din 25 mai 2018 cu amenzi foarte severe, până la 20 de milioane de euro sau până la 4% din cifra de afaceri la nivel internațional. Foarte mulți din cei care își deschid firme poate nu știu diferența între ce înseamnă să colectezi date atunci când ai un formular pe site. Vă rugăm să vă dați aici e-mailul ca să vă ținem la curent cu cele mai noi produse și servicii și, respectiv, magazin electronic, cu produse, servicii, cu mai multe date personale, eventual cu un sistem de plăți electronice implementat deja. Cum trebuie să acționăm față de unii și față de ceilalți? Cu ce sfaturi venim către ei? Scuzați-mă întrebarea, pe cine ați încadrat în prima categorie? Că nu pe, numai înțeles. Pe cei care au un site cu informații, nu și magazin electronic, își pun acolo produsele, își fac reclamă, fac informarea pieței, fac formarea pieței, dar nu au și magazin electronic. Și ce fac? Au doar un formular în care oamenii, în care vizitatorii să poată să-și înscrie un e-mail pentru a fi ținuți la curent cu cele mai noi produse și servicii din oferta companiei. Cred că este cealaltă parte, magazin electronic. Da. Cred că este foarte greu pentru un asemenea site online să fie
la zi cu toate informațiile legate de, de modul în care trebuie aplicat GDPR-ul. Și atunci, cred că ar trebui să apeleze în primul rând la cineva care poate să îi spună exact ceea ce trebuie să facă. Legislația nu este foarte stufoasă în această zonă, dar implică anumite cunoștințe în zona de securitate și nu numai. Problema GDPR-ului, atunci când a fost prima oară pusă în România, a fost o problemă care a fost preluată de către departamentele legal în companiile mari. Deși aparent am putea spune că este o problemă de IT, de management al securității. Dar ea, într-o primă fază, implică identificarea proprietarilor de business din cadrul companiei, a vedea exact care sunt valorile, asset-urile, aplicațiile pentru fiecare verticală de business și a implementa măsurile aferente pe fiecare verticală în parte. Deci vorbim de un proces, vorbim de un management al securității. Un management care este stipulat de altfel într-o multitudine de standarde, numai că acest GDPR este de fapt o altă fațetă a problemei. Face ca foarte multe companii să necesite acest proces de implementarea acestui proces de complianță cu GDPR-ul. Dar părerea mea personală este că GDPR-ul reprezintă un mare pas înainte în a implementa corect un management, un proces de management al securității. Vital pentru companie, în primul rând, și pentru confidențialitatea datelor, a identităților, în al doilea rând. Dar cei mai mulți au înțeles acest lucru ca un pop-up pe care și-l introduce pe site, prin care anunță că vizitatorul că datele sunt prelucrate sau că îi sunt stocate cookie-uri pe sistem și atât. Nu se iau măsuri în ceea ce privește securitatea, modul în care sunt salvate bazele de date, modul în care sunt protejate în cazul unui atac. Ce ar trebui să facă cei care au totuși platforme sau site-uri care nu își permit să contacteze sau să contacteze o firmă specializată, dar pe care vor să-și pună business-ul la adăpost sau proiectul, poate nici măcar nu este vorba de un business propriu-zis. În schimb, colectează datele și aceste informații și se expune unor riscuri din punct de vedere legal. Concret, ce ar putea ei să facă într-o situație în care vor să facă mai mult pentru cred că ar trebui să apeleze. Este diferit procesul de la business la business. Deci trebuie văzut exact care sunt acele date cu caracter personal pe care le vehiculează, pentru că sunt mai multe tipuri de date cu caracter personal. Unele cu implicații mai mari vis-a-vis de impactul pe care l-ar avea, să zicem, divulgarea acestor date față de altele. Deci ar trebui, în primul rând, făcută o catalogare a acestor date cu caracter personal pe care respectivul business îl vehiculează. Și implementate singuri sau să fie ajutați? Nu, ar trebui să fie ajutați, pentru că domeniul pentru specialist nu este stufos, dar pentru un non-specialist, care ar trebui să fie focusat de fapt pe business-ul pe care îl face, nu pe această zonă de securitate, ar trebui să externalizeze aceste servicii de implementare. Și asta l-ar putea duce la o soluție ieftină și rapidă, prin care elimină acele informații inutile, dar care îl încadrează la un alt nivel de colectare a datelor. Și poate nu are nevoie chiar de toate informațiile acelea, exact. În schimb, va trebui să instaleze sau să contracteze servicii pe care poate nu și le permite sau nu le consideră justificate. Caz în care alege să ori să renunțe la anumite date colectate, ori să adopte măsuri de securitate suplimentare. Aici aș putea să menționez că sunt lucruri de finețe și foarte simplu de implementat, cum ar fi acele bife care sunt sau au fost în mod tradițional puse pe paginile contractuale. Era suficient doar să dai un next în pagină și automat, chiar dacă vedeai sau nu vedeai bifa respectivă, era acolo pusă. Bifa în sine presupune o dată cu caracter confidențial. Deci prin simpla debifare a acestei opțiuni,
automat intri într-o zonă unde ești mai aproape de standardul pe care îl impune GDPR-ul. Deci sunt, adică acele chestiuni cu termeni ai înțeles, exact, că termenii, exact, și condițiile le accepti, nu știu ce, și ai făcut bifa. Da. Ea este pusă automat prin designul paginii. Simplu, doar simplu fapt că ai schimbat designul paginii și ai scos acea bifă de acolo, automat ești mult mai aproape de implementarea așa cum se dorește a GDPR-ului pentru business-ul respectiv. Deci, atenție, întreprinzători, protecția datelor personale reprezintă pentru noastră o prioritate și vă prezintă niște riscuri care se lasă cu amenzi. Da. Da? Indiferent cât de mic sau mare este business-ul, paginile online vă sunt și aliat și dușman în acest context. Ce este poate foarte important de adăugat, că timpul este foarte scurt. Mai este foarte puțin timp până la deadline-ul din 25 mai 2018 și în funcție de dimensiunea companiilor, acestea trebuie să ia măsuri pentru că procesul de ajungere la conformitate poate să dureze destul de mult. Și atunci e momentul ca toți cei implicați să ia măsuri urgente pentru a nu risca amenziile de care vă spunem puțin mai devreme. Și cu cât sunt companiile mai mari, cu atât procesul de implementare și de aliniere la aceste noi regulamente va fi mai... Este mai laborios prin prisma faptului că respectivele companii colectează un număr mai mare de date, probabil au mai multe procese, fluxul datelor prin companie este de asemenea laborios și atunci trebuie luate măsurile la fiecare etapă a procesării datelor, stocării, procesării sau eliminării datelor respective. Și, poate... și aici se încadrează și ce se întâmplă în spate, adică datele nu numai care sunt accesibile public și prin intermediul platformelor, probabil online sau care este la public, ci și în interiorul companiei, prin intermediul sistemelor de tip CRM, ERP sau alte sisteme care au acces la acele date și prin intermediul cărora se pot face aceste scurgeri de informații sau pierderi de date? Absolut. Companiile trebuie să-și ia măsuri la toate nivelurile. Toate etapele prin care trec datele trebuie foarte bine catalogate, trebuie văzut exact ce tipuri de date, cum sunt ele poziționate din punct de vedere al regulamentului și luate măsurile în consecință. Adică mai explicit, unde se duc datele, care sunt acestea, cine are acces la ele din interiorul și respectiv din exteriorul companiei. Exact. Ca să le punem pe toate într-o singură frază. Pentru că pe măsură ce întreprinderea crește, de la un angajat, care poate să fie chiar proprietarul afacerii respective, startup-ul respectiv, în momentul în care a venit al doilea angajat, deja ne gândim la posibilă scurgere de informații, pentru că este vorba de o nouă pereche de ochi care poate să folosească date personale din baza de date de clienți, da? S-au dublat riscurile. Da. S-au dublat riscurile. Chiar și proprietarul poate persoane să, s-au dublat riscurile. Să scape informațiile respective, dar nu în mod... Deja e o altă zonă, da? Da. E singur, știe care răspunderea, se apucă omul să-și implementeze partea de prevederi legale cu referitoare la datele pe protecția datelor personale, e ok, e un om. Și apoi este atacat. Și apoi este atacat. Aici aș vrea să adaug un lucru poate mai puțin evidențiat. În lumea aceasta a cyberului, a securității legate de tot ceea ce înseamnă internet, tranzacțiile pe care le facem în intermediul internetului, amenințările interne care vin din companie reprezintă din punct de vedere al riscului poate locul 2 vis-a-vis de amenințările globale. Mulți cred că amenințările sunt externe. Nu. Sunt foarte multe cazuri în care ele sunt interne. Și nu atât prin participarea voită pe acest vector de atac intern a celor care sunt implicați în fraudarea unor date sau, ci indirect prin componentele malware care sunt aduse drive-by downloads, spear phishing, phishing, sunt introduse în companie fără
cunoștința celui care folosește respectivele resurse hardware. Este la modă să se vorbească despre bring your own device, device-uri mobile, personale, care sunt folosite în scop de business. Este foarte greu să definești o graniță a companiei, să securizezi apelând la conceptele clasice, genul perimeter firewall, deci un firewall care să facă separarea dintre ce este exteriorul companiei și ce este interiorul companiei, sau metode mai avansate, genul concept împrumutat din armată, apărare în adâncime, defense in depth, prin care sunt implementate straturi, gen ceapă, straturi peste straturi, folosim vendori diferiți, astfel încât asetul pe care vrei să-l, valoarea pe care vrei să-l protejezi, se afle undeva în centru. Dar dacă în centru ai o resursă care este accesată de diverse entități din cadrul companiei, care este compromisă la nivel hardware, software, atunci ai de-a face cu un inside threat, deși nu vorbim de componenta umană pe acest inside threat, nu într-o primă fază, pentru că vulnerabilitatea respectivă sigur a fost introdusă de componenta umană, dar nu a fost în mod voit introdusă acolo. El nu a avut o cultură de securitate bine pusă la punct, sau compania nu a creat cadrul în care, prin intermediul căruia el să fie suficient de bine școlit, astfel încât să nu facă anumite lucruri care pot duce la compromiterea datelor, a valorilor companiei respective. Poate pica o firmă complet, da? În cădere liberă spre faliment dacă nivelul de intruziune este unul care îl pune pe butuci cu scurgerea întregii baze de clienți și respectiv a bazei... Și avem în istorie cazuri celebre. Sony este doar unul dintre cazurile celebre. Și nu numai în zona aceasta a datelor cu caracter personal, confidențial, dar și în zona asta, pentru a aminti de cumva de cazuri celebre de atacuri cibernetice, în special în zona atacurilor targetate. Aduceți-vă aminte ce s-a întâmplat în Iran, în fabrica de îmbogățire a uraniului, Stuxnet, care a fost la momentul respectiv cea mai puternică componentă malware, care conținea numai puțin de 4 vulnerabilități necunoscute până în acel moment. Exploata, de fapt, 4 vulnerabilități necunoscute. Un lucru nemai întâlnit până în momentul respectiv. Dacă găseam cumva un exploit ce folosea o singură vulnerabilitate necunoscută, Stuxnet-ul a avut 4. Iar una dintre aceste vulnerabilități era atât de veche, de pe vremea DOS 6.2, deci cei care au prins acest sistem de operare legat de auto-execbat, dar n-aș vrea să intru în detalii tehnice, încât te duce cumva cu gândul că avem de-a face cu actori în acest atac din zona corporate, din zona guvernamentală, la nivel de vârf. Și, într-adevăr, în cazul fabricii de la Nanț, de îmbogățirea uraniului, s-a dovedit canale mai puțin publice că avem de-a face cu atac la nivel de stat, stat contra stat. Cine ar fi avut interesul să producă un asemenea atac? Deci, dacă cineva își pune în minte și are suficientă determinare și resurse să atingă o anumită valoare dintr-o companie, poate oricând să o facă, indiferent de metodele de securitate implementate. În cazul pe care e doar o chestiune de timp. În cazul pe care l-ați pomenit, ne-am apropiat foarte mult, să spunem, de scenariile acelor filme care duc spre zona apocaliptică, cineva reușește să controleze un reactor nuclear până la face să facă poc. Ne întoarcem la ai noștri, la cei mici, mijlocii, micro-întreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii, și apoi companiile care au răspundere pentru o cantitate imensă de date personale. Acestea trebuie să-și implementeze la nivel uman hardware și apoi software, o serie de măsuri. Unele dintre ele sunt costisitoare, altele nu sunt deloc costisitoare. Unele sunt dorite de cei care ne controlează,
Și aici vorbim de toți actorii, începând cu ANAF-ul, pentru că dacă e vorba de o afacere, este bine ca bazele noastre să nu fie afectate din exterior, bazele noastre de date fiscale, financiare, dar atunci când vine controlul să știu ce să-i spun și să fie niște evidențe curate, nu să stau să mă cer cu inspectorul că una are în scripte și alta are în calculator. Și bineînțeles că și glumesc, e jumate glumă, jumate serios. Apoi, competiția, pentru că poate pare o glumă, dar oricât de mic ai fi ca și companie, chiar îți dorești să-ți intre cel cu care te joci pe piață ca și competitor și să știe exact către cine te îndrepți cu viitorul contract, pentru că stă și se uite la draftul de contract. Da? Apoi, dușmani din afară văzuți și nevăzuți, care poate că au interesul să folosească sistemele noastre pe post de stafii digitale. Eu am enumerat numai lucrurile care sunt la îndemână oricui se apropie astăzi de un calculator și de o afacere. Care dintre vectorii pomeniți este cel mai aproape de zona unde sunt banii? Pentru că în România încă stăm foarte prost cu plățile electronice. Să înceapă antreprenorii noștri să folosească sisteme de plăți electronice pentru site-urile de e-commerce incipiente, micuțe, așa? Sau să prefere să folosească sisteme, să spunem, terțe, gen PayPal, gen ce avem în România, Costel, foarte... PayU, dar tot acest lucru PayU face. Adică, da, la un moment, tot de tranzacții online făcute cu plăți cu cardul. Iar oamenii încă nu sunt suficient de încrezători în a face aceste plăți. Iar în cazul unor companii foarte mici, acest lucru le-ar ajuta să ruleze altfel banii și să se asigure că acele comenzi sunt reale. Pentru că, așa cum spuneai de competitori, cunosc cazuri și cazuri de companii foarte mici. Vorbim deja de cei mai mici, care își făceau comenzi unii altora, tocmai pentru a face pagubă și a-i pune în ipostaze mai puțin dorite, comandând echipamente scumpe și pe care ei nu mai puteau să le mai returneze distribuitorilor. Și aici, plata cu cardul elimină complet acest aspect. Plus că se asigură că comanda respectivă este una dusă până la capăt și poate mai departe rula banii respectivi într-un timp foarte scurt. Care sunt elementele din punct de vedere al securității informatice privitoare la plata online? Orice tranzacție online are cel puțin trei elemente principale. În primul rând, o tranzacție online trebuie să asigure securitatea tranzacției. Securitatea tranzacției care este dată de către canalul folosit pentru tranzacția respectivă. Canalul între site-ul care publică respectiva pagină și clientul, anume browserul pe care îl folosește clientul pentru a se loga pe respectiva aplicație de comerț online. Și aici trebuie să ne asigurăm că avem de-a face cu un protocol de transport securizat, adică HTTPS, HTTP over SSL. Putem verifica acest lucru prin simpla vizualizare a URL-ului, deci trebuie să fie HTTPS în față. De asemenea, dacă folosim un browser care nu este folosim un sistem de operare mai vechi, deși Windows XP-ul nu mai este suportat de Microsoft, dar din păcate sunt o multitudine de XP-uri, o mulțime de XP-uri folosite chiar și la ora actuală cu browsere foarte vechi, care nu enforcează verificarea certificatului digital asociat site-ului respectiv, să vadă dacă este, nu este expirat, dacă, eu știu, este emis de către o autoritate de certificare validă, gen TAUTE, gen VeriSign, să zicem. Da. Deci ar trebui să avem această mini-cultură a verificării faptului că se folosește un canal criptat de comunicație între client și server web care postează respectiva pagină.
De asemenea, canalul respectiv îmi asigură și integritatea datelor și faptul că este foarte greu pentru un intermediar să deturneze cumva tranzacția sau să injecteze ceva malițios pe acest canal. Cealaltă componentă o reprezintă autentificarea în sine și aici sunt o multitudine de vulnerabilități. Ar trebui să folosim, dacă noi creăm respectiva pagină, ar trebui să folosim metode puternice de autentificare. Dacă avem de-a face cu o tranzacție care presupune un third party, cum ar fi o bancă, pentru că se face prin intermediul cardului, ar trebui ca datele de card, ideal ar fi să nu fie introduse pe site, să se folosească, cum spunea colegul, un alt intermediar gen PayPal, care anonimizează aceste date. De fapt, nu sunt în clar trimise, avem de-a face doar cu un utilizator și o parolă, o adresă de e-mail și o parolă pentru a crea tranzacția în sine. Pentru că putem să avem un atac de genul deturnarea paginii de web prin, un DDoS la nivelul DNS-ului care face tranzacția între numele și IP-ul care este în spatele respectivului server web și atunci să fie prezentată o pagină fake web care nu face altceva decât să preia toate datele de autentificare și să fie folosite ulterior de atacatori. Deci ar trebui aici ține și de clientul care trebuie să se pună la adăpost prin activarea unor protecții pe care le oferă banca emitentă a cardului. De exemplu, 3D Secure sau alte servicii similare care mai cere o confirmare pentru fiecare comandă făcută. Când sunt platforme și sunt magazine care au o anumită prestanță, să-i spunem, aceste plăți se fac automat. În schimb, pentru cei mai mici sau care nu au un anumit nivel, clientul primește, poate prin SMS sau poate printr-o o întrebare secretă, primește o asigurare că acei bani vor ajunge exact unde trebuie și nu vorbim despre un intermediar care îi va prelua informația și apoi o va folosi în scopurile. Da, ideal ar fi să se folosească autentificare puternică sau strong authentication, termenul din engleză corect, multifactor. Nu este suficient doar username-ul și parola. Ar fi bine să existe eventual printr-un SMS sau folosind un token de tip one-time password altceva în plus față de clasicul username și clasica parolă. Astfel încât să fim siguri că tranzacția este validă, se duce pe direcția pe care vrem să se ducă sau se poate folosi, deși sau mai bine spus, devine din ce în ce popular, mai populară metoda să se plătească folosind Bitcoin. Și aici subiectul este din punct de vedere vast și interesant. Într-o altă ediție a emisiunii, nu intrăm pe zona blockchain-ului și a criptomonedelor, mergem în continuare pe întrebările telespectatorilor vis-a-vis de recomandați introducerea datelor personale în aplicațiile de utilități pe care le întâlnim la tot pasul pentru telefoane și tablete? Dau un exemplu, depinde care dar fără să date. Fiu luat ad literam, că zic, dau mai multe exemple ca să fim clari. Telecom, Vodafone, Orange, Enel, etc. Toate au aplicații proprii ca să-ți plătești factura. Recomandați introducerea datelor personale în telefon, în aplicația respectivă, inclusiv cardul? Nu. De ce aș face acest lucru? Pentru că reprezintă o vulnerabilitate. De ce aș stoca pe un device mobil care poate fi extrem de ușor compromis atâta timp când nu se folosesc aplicații de securitate dedicate de genul MDM sau, eu știu, capsule criptate, aplicații în cadrul sistemului de operare Android sau iOS care să-mi securizeze zona în care sunt stocate aceste date. Deci e o mare vulnerabilitate să stochezi date cu carte personală. Aceste companii sunt companii mari. Ele când comandă un astfel de soft, o astfel de aplicație, nu se gândesc și la partea de securitate, modul în care sunt criptate datele? Adică vor trebui să se gândească în momentul în care vor fi puși în fața faptului că vor trebui să fie compliant GDPR. Și cum pot ei să facă acest lucru dacă, de exemplu, terminalul respectiv este compromis și tastatura de pe Android, una third party,
înregistrează absolut tot ce se tastează pe ea. Cum poate aplicația respectivă să se asigure că informațiile respective nu vor mai fi preluate și că nu este o vulnerabilitate pe sistemul pe care este instalată? În primul rând, cred că ține de modul în care este dezvoltată respectiva aplicație. Fiind vorba de o aplicație dezvoltată in-house, pentru că dacă vorbim de un operator chiar și el, chiar mare, va trebui să customizeze cumva. Fie pleacă de la o aplicație de uz general și o customizează pentru cazul lui particular. Și atunci, în procesul acesta de customizare, va trebui să țină cont de tot ceea ce înseamnă dezvoltarea în siguranța codului a aplicației în sine. Și aici pot fi folosite metode automatizate de a verifica vulnerabilitățile introduse prin programare sau să existe aplicații de securitate third party care se asigură că vor fi în conformitate cu standardul, că nu sunt compromise. Ei au vreo putere în a face ceva pe terminalul clientului astfel încât să verifice acele lucruri, adică să aplicația proprie să facă niște verificări ale terminalului și atunci când se identifică anumite riscuri, să pur și simplu să nu meargă mai departe, să nu permită... Acest feature ține, cred că, mai curând de o aplicație de securitate decât de o aplicație de facturare sau de... Deci sunt feature-uri care sunt prezente în aplicațiile de securitate, care verifică dacă terminalul respectiv sau orice componentă mobilă sau nu numai este compliant cu un anumit standard de securitate, are un anumit nivel de patching, are un anumit nivel al sistemului de operare, are o anumită versiune a browserului și așa mai departe. Deci da, pot fi impuse asemenea politici care să prevadă că aplicația nu rulează până nu există un minim pentru toate aceste componente, ca versiune, ca... Da, deci ei pot avea o implicare activă în procesul de verificare. Se poate, dar discuția este foarte generală și cred că doar pe cazul particular se poate discuta concret ce s-ar putea face. Bun, eu mă duc mai departe. Din aplicațiile de plata utilităților, mă duc pe o viitoare aplicație de vot electronic. Pentru că Alin nu prea a vorbit, ne-a lăsat frumos să dezvoltăm subiectul, dar e de specialist pe zona asta. Și mă gândesc că oare eu voi avea încredere când o să vină Guvernul României cu hai, gata, votați electronic, indiferent unde vă aflați pe pământ, votul este sigur, 100%, alesul dumneavoastră va fi cel care va lua poziția respectivă. La nivel internațional este o încredere destul de mare vis-a-vis de votul electronic. În mod tradițional, românii sunt foarte suspicioși. Părerea mea este că va fi destul de greu de implementat un astfel de sistem. Care sunt amenințările la adresa unui astfel de sistem și lucrurile care ne fac să ne fie frică să ne gândim că îl vom implementa? Cum spunea și colegul meu, principala vulnerabilitate este omul. Și dacă adăugăm acest aspect la tradiționala suspiciune a românilor, atunci rezultatul este clar. Ce poate să facă omul cu sistemul electronic de vot? Dacă el e bine implementat și modul în care interfața pentru client e una care nu suportă prea multe intruzii. Trebuie văzut, în primul rând, ce nivel de securitate sau, mă rog, cine managerizează datele care sunt procesate prin sistemul respectiv. Și de aici... Și pe unde trec ele? Mă gândesc acum și la rețelistică un pic. Ne putem întoarce puțin la Bitcoin? Păi tocmai, că asta urma să spun. Ce tehnologie va permite acest lucru să se facă în siguranță? Există tehnologia. Bitcoin privind nu neapărat ca monedă, ca criptomonedă, monedă care are în spate o tehnologie puternică de criptare, ci ca tehnologie care poate fi folosită și în alte scopuri. Iar unul dintre aceste scopuri este scop electoral. Pot fi create aplicații care au la bază tehnologia Bitcoin, astfel încât să fim siguri că cel care a votat este cel care spune că este și că votul se duce exact pe direcția care a fost dorința celui care a votat. Da, avem tehnologia. Cred că popularizarea ei ar putea să ducă la adoptarea acestei tehnologii. Pentru că cu puterea de calcul actuală nu ai cum să fraudezi
alegerile dacă implementezi o asemenea tehnologie. La fel cum nu poți frauda pe cineva care are un portofel electronic securizat. Mă refer aici la tranzacțiile Bitcoin-based. Internet of Things către asta ne îndreaptă, către foarte multe lucruri și plăți și date și până și muzică, da? Muzică, video, totul pus în frumos într-un blockchain. Da. Și da, mai fă petrică din România, clonare, copiere, da, ilegală. Este de interes, cel puțin Amazonul, știți că implementează metode de livrare folosind device-ul de tip Internet of Things, drone. Tehnologia Bitcoin, peste această tehnologie hardware, poate să asigure un nivel de securitate foarte mare. Poate să asigure faptul că drona respectivă se duce exact unde trebuie, că plata este făcută numai după ce a livrat unde trebuie, astfel încât toată lumea să fie mulțumită și să nu existe fraudă. 3 minute mai avem de emisiune și l-aș întreba pe Costel dacă este satisfăcut de informațiile vehiculate în platou și dacă să mai punem întrebarea aia despre care vorbeam noi înainte de emisiune, cu e nevoie de educație, e nevoie de formarea pieței și publicului român? E că e o întrebare foarte bună și avem nevoie inclusiv de răspunsul invitațiilor noștri. Pentru că mai mult ca niciodată acest domeniu are nevoie de educare și riscurile apar mai repede decât apar metodele prin care ne protejăm în fața lor. Cu siguranță este nevoie de educarea publicului larg. Modalitatea în care în care lumea se transformă într-o lume IT impune acest lucru, pentru că trebuie să avem un minim de educație pe această temă. Și să știm să ne ferim până și în zona terorismul internațional de intruziuni, pentru că ele de foarte multe ori apar sub forma unei mâini întinse, a unei prietenii pe Facebook. Mai târziu omul ajunge să facă parte într-un grup care îi spală creierii, uită și de business, uită și de magazinul electronic pe care l-a dezvoltat cu fratele, cu nepotul și ajunge în complet altă zonă. Da, sau informațiile pe care le postează fără să aibă un minim necesar de cunoștințe vis-a-vis de securitate, informațiile personale pe care le postează pe rețelele de socializare pot fi folosite împotriva lui. Vorbeam înainte de emisiune despre machine learning și posibilitatea de a face profilul unei persoane prin intermediul unui asemenea algoritm, plecând de la datele care sunt postate benevol pe rețelele sociale, astfel încât un atac de tip spear phishing să aibă o rată foarte mare de succes, adică acel e-mail care conține date care par a fi autentice, date care țin de un eveniment care trebuie să se desfășoare în viitorul apropiat, astfel încât respectivul personaj, targetul de fapt al atacatorului, să dea click pe linkul din mail sau să deschidă atașamentul. Bomba e deja detonată. Și în același timp, tehnologia respectivă are și o latură pozitivă, cea prin care se anticipează un atac terorist, se descoperă anumite tipare în comportamentul lui, modul în care se schimbă și analizând datele a milioane de oameni care au făcut aceleași lucruri și apoi au schimbat brusc, au început să cumpere anumite substanțe chimice din supermarket care puse la oaltă duc la substanțe explozibile, automat se pot preveni atacurile teroriste chiar înainte de a avea loc, de a ajunge în punctul în care sunt deja un risc. Da, despre profiling vom vorbi într-o emisiune viitoare, pentru că timpul nu ne mai permite și, ca întotdeauna, acesta este blestemul realizatorului de emisiuni. Să încheie fiecare discuție într-o tonalitate optimistă. Fiți foarte atenți la ce se întâmplă, iată, cu un nou concept, profiling, așa că nu mai vărsați toate datele personale, nici măcar pe social media. Le mulțumim participanților la dezbaterea noastră, co-moderatorului meu Costel Mazilu, lui Mihai Răuță și Alin Valentin Drăgan. Vă mulțumim și dumneavoastră și vă rugăm să fiți răbdători. Nu uitați că după această ediție a emisiunii Comunicații la zi, participați la eticheta în afaceri care vă învață cum să vă manifestați ca extraordinari oameni de business. La revedere!